vrea să ne spuneți despre ce este vorba în acest weekend special pescăresc la Kerhana. Cred că doar în Turcia se poate mânca pește lipovenesc, așa cum își propune un investitor inimos din municipiul Turcia de data aceasta, de a oferi celor doi iubitorilor de pește, de gastronomie locală, de a oferi un nicher pescăresc. Până la urmă, face parte din acel program, proiect, de a dezvolta municipiul Turcia din oraș de tranzit în oraș de destinație. Ori astfel de inițiative le susținem noi ca Asociația de la Dunării, tocmai pentru a aduce în fața turiștilor care vin în municipiul Tulcea tot ceea ce are Delta mai gustos, peștele. Peștele care nu trebuie să lipsească de pe masa restaurantelor și hotelurilor din județ. Spuneam, cine nu ne crede, să vină să vadă că peștele lipovenesc se mănâncă doar la Tulcea. Aveți și o recomandare pentru cei care poftită, pentru pofticioși, ca să zic așa? Aș recomanda fileul de biban, fileul de șalău, rapane păplită, borșul pescăresc. Meniul este diversificat și pentru toate gusturile. Cel care va găti este un iubitor al deltei, un specialist în ceea ce înseamnă arta culinară tradițională deltaică, Radu Manolache, zis La Mache, cel care va găti și cel care de altfel conduce cu succes un punct gastronomic local din Lunca, Săgea Tarpe. Suntem la al treilea eveniment pe care îl facem în ultima perioadă, eveniment de acest gen. Sperăm să reușim în continuare să aducem oameni, ținând cont de vreme și ținând cont de situația existentă în momentul acesta legată de virusul COVID-19. Dar cu siguranță noi suntem învățați să avem succes de fiecare dată când facem astfel de evenimente. Cu siguranță va fi un succes și data aceasta. Aveți vreo recomandare specială pentru cei care vor veni să se înfrute din produsele pescărești? Avem mai multe recomandări. Vom găti preparate tradiționale lipovenești și deltaice în principal, dar și preparate mediteraneene din pește de pește marin și fructe de mare. Ca și recomandare vom avea o tocăniță de rapane extraordinară din punctul meu de vedere, tocăniță de pui de baltă, de piciorușe de broască. Vom avea pe partea de produse mediteraneene, avem limbă de mare, avem filă de barbun, avem languste, creveți, platouri cu fructe de mare mixt, tot felul de... Plus ceea ce ne reprezintă pe noi cel mai mult și ceea ce avem de când am reușit să deschidem restaurantul anul acesta, raci. Este singurul restaurant care are non-stop raci proaspeți adus din Delta Dunării. Și totul va fi făcut în fața oamenilor? În mare parte, da. Avem produse care se fac și pe interior în bucătăria restaurantului, dar majoritatea produselor vor fi făcute aici, pe plită, pe cele două plite pe care le avem afară. Bine ați venit la restaurantul la Kerhana de pe faleză din Tulcea. Este un eveniment în care am fost invitat de către cei care au avut curajul în această perioadă să deschidă acest restaurant, pe care îi felicit, dar îi și plâng. Cum mă plâng și pe mine, pentru că aceste noi măsuri le vor afecta major. Vă invit pe această cale și vă mulțumesc mult pentru invitație să încercăm să trecem în revistă o serie de preparate culinare care au fost deliciul turiștilor, care au fost foarte, foarte mulți și au venit în Delta Dunării pentru a se delecta cu aceste preparate culinare. Este vorba de raci, care este un homar al Deltei Dunării, și aceste midii românești, care și asta a fost cu cântec timp de 7-80 ani de zile, autoritățile nu au fost în stare să autorizeze colectarea și comercializarea acestor fructe de mare, de Marea Neagră. Este o rețetă cu sos de unt, o să facem și o rețetă cu care deja am obișnuit pe turiști, cu usturoi și cu sos de roșii și cu vin alb.
O să facem și pui de baltă, o să facem și tocăniță de sturion, o să facem mai multe preparate pe care eu sper că cei care le gustă să nu le uite și să îi facă să se reîntoarcă și să guste cel puțin o dată pe săptămână produse românești.